Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 4 Și iarăși a început Iisus să învețe lângă mare și s-a adunat la el mulțime foarte multă, încât el a intrat în corabie și ședea pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare pe uscat și îi învăța multe în pilde și în învățătura sa le zicea, Ascultați! Iată, ieșit asemănătorul să semene. Și pe când semăna el, o sămânță a căzut lângă cale și păsările cerului au venit și au mâncat-o. Și alta a căzut pe loc pietros, unde nu avea pământ mult și îndată a răsărit, pentru că nu avea pământ mult. Și când s-a înălțat soarele, s-a vestejit și neavând rădăcine s-a uscat. Altă sămânță a căzut în spini, a crescut, dar spinii au înăbușit-o și rod nu a dat. Și altele au căzut pe pământul cel bun și înălțându-se și crescând, au dat roade și au adus una treizeci, alta șaizeci, alta o sută. Și zicea, cine are urechi de auzit, să audă. Iar când a fost singur, cei ce erau lângă el, împreună cu cei 12, l-au întrebat despre pildă și le-a răspuns, Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară totul se face în pilde, ca uitându-se cu ochii să nu vadă și auzind cu urechile să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să li se ierte păcatele. Și le-a zis: Nu pricepeți pilda aceasta? Dar cum veți înțelege toate pildele? Semănătorul seamănă cuvântul. Cele de lângă cale sunt aceia în care se seamănă cuvântul. Și când îl aud, îndată vine Satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. De asemenea, cele semănate pe loc pietros sunt aceia care aud cuvântul îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au cine în ei, ci țin până la un timp. Apoi, când se întâmplă strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile viacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înnăbușe cuvântul și îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc și aduc roade. Unul treizeci, altul șaizeci, altul o sută. Și le zicea, se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față, nici n-a fost ceva tăinuit decât ca să vină la arătare. Cine are urechi de auzit, să audă și le zicea, luați seama la ce auziți, cu ce măsură măsurați vi se va măsura, iar vouă celor ce ascultați vi se va da cu adaos, căci celui ce are îi se va da, dar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua și zicea, așa este împărăția lui Dumnezeu, ca un om care aruncă sămânța în pământ și doarme și se scoală noaptea și ziua și sămânța răsare și crește, cum nu știe el. Pământul rodește de la sine, mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Iar când rodul se coace, îndată trimite secera, Că a sosit secerișul și zicea: Cum vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Sau în ce pildă o vom închipui? Cu greuntele de muștar, care, când se seamănă în pământ, este mai mic decât toate semințele de pe pământ, dar, după ce s-a asemănat, crește și se face mai mare decât toate legumele și face ramuri mari încât, sub umbra lui, pot să sălășluiască păsările cerului și cu multe pilde ca acestea le grăia cuvântul, după cum puteau să înțeleagă, iar fără pildă nu le grăia. Și ucenicilor săi le lămurea toate deosebi. Și în ziua aceea, când s-a înserat, a zis către ei să trecem pe țărmul celălalt, și lăsând ei mulțimea, l-au luat cu ei, așa cum era în corabie. Erau cu el și alte corăbii. Și s-a pornit pe mare furtună mare de vânt și valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple. Iar Isus era la partea de îndărât a corăbiei, dormind pe căpătâi. L-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți este grijă că pierim? Și el, sculându-se, a certat vântul și a poruncit mării, taci, încetează. Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare. Și le-a zis lor, pentru ce sunteți așa de fricoși? Cum de nu aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare și ziceau unul către altul. Cine este oare acesta, că și vântul și marea ascultă de el?